Salutare tuturor, vă salut, mă numesc Daniel și astăzi doresc să joc jocul Transport Fever 2. Vă doresc tuturor vizionare și audiție plăcută. În acest episod este vorba la fel despre semnalele trenului, ca și celălalt episod. Tocmai am cumpărat mai multe trenuri și le dau drumul să iasă din garaj pe linie. 20 de trenuri care să pregătesc să plece. Vedem care semnalul roșu trebuie să aștepte. Păi, și acum înaintează, pleacă. Băga mai multe vagone. Tren frumos aici, cu două etaje. Am amestecat cu alte culori. Mă pare o altă culoare și acum imediat altă culoare. Galben. Acolo intră vreo 400 de persoane. Vedem că nicio problemă nu avem. Asta înseamnă că am adăugat toate semnalele de tren corect. Pentru că trenurile discută între ele, comunică între ele, datorită semnalelor de tren. Asta am aflat și am citit, descoperind un text în limba germană. Tocmai îl voi afișa aici. Textul este acesta, de fapt, despre semnalele trenurilor. Puteți să citiți în liniște și puteți să verificați că, într-adevăr, așa îi... Există blocurile acestea care sunt aici, semnalele acestea, de la un capăt la celălalt. Și cum zice aici, semnalul trenului împarte șinele în blocuri și permite locomotivelor să răspundă la alte locomotive, astfel încât mai multe trenuri să poată utiliza același șine fără a se ciocni. Blocurile se extind pe toate șinele conectate, indiferent dacă un tren poate călători de fapt între ele. Semnalele de tren pot fi de asemenea utilizate împreună cu semnalele de lanț de tren care separă de asemenea șinele în blocuri. Pe lângă explicațiile de pe această pagină, am luat de pe un site, există și tutorialul semnalului trenului. Semnalele care împart șinele în blocuri, așa, ok, puteți să citiți mai departe în liniște. Cumpărăm câteva trenuri, de fapt. Mai doresc să cumpăr ceva Intercity. Am aici și alte trenuri, mult mai șmechere.
mult mai șmechere trenurile astea. Nu. Vreau să-l combin, dar să nu fie lung. 400 de persoane intră aici. Bun. Aici la fel. Are 510 persoane intră aici. Cam mult. ...428 de persoane. Bă, frate. Urmale. Urmale de trenuri, tot felul de culori. Aici e o problemă. Trenul, am făcut o greșeală. Trenul ăsta l-am adăugat cam lung. Trebuie să modific dacă nu apare problemă. Care e ăsta? Unde e trenul ăsta de fapt? Uite ce lung l-am făcut. Ah, deci.
Care tren e ăsta, de fapt? Să mă uit, că atâtea trenuri aici, nu știu. Cum se numește? Fiecare tren are un număr. Deci tu ești... Trenul 22 e el. El e trenul 22. Să ne uităm aici la lista 22. 22. El e, exact. Vedem ce am făcut aici. Trenul 22. 433 de metri lungime. Nu, 669 de metri lungime, prea lung. Prea lung, apar probleme. Deci trenul ăsta îl trimitem în garaj. Așa, l-am scurtat. Nu va fi problemă. Și avem pe linia asta 36 de trenuri, avem pe linia 1. 36 de trenuri și 13 gări, 13 orașe, distanță de 50 de kilometri. Wow, enorm de mult! Foarte multe gări. Da, bun, acum va trebui să lucrez la a doua linie. Să termin și linia a doua. Aici pot să șterg liniile acestea, că nu am nevoie acum. Apare problema pentru că am șters liniile acestea. Și pot să-mi adaug o altă culoare aici, dacă doresc. Deci am culoarea roșie la linia 1. Pot să-i adaug un nume, de exemplu. Exemplu, linia 1, Intercity. Intercity. Da, Intercity. Deci prima stație se numește Resmor. Moment mal. Res. Încă o dată am scris greșit. M-O-R-L. Resmor. Așa. Și ne uităm la ultima stație, de fapt, cum se numește? Ultima stație. Cum ce merge până la ultima stație? Ultima stație, Hamvarde. Logăm aici. Hamvarde. Și așa scrie pe trenuri. Pe trenuri scrie Intercity, Resmor, Hamvarde. Am salvat. Și ne uităm să vedem dacă scrie într-adevăr pe trenuri. Pe trenul ăsta nu, da? Vedem exact cum ziceam, trenul ăsta are semnalul roșu. N-are prioritate să treacă până trenul o schimba linia. Păi, și aici la fel, imediat apare un alt tren. Și el va trebui, uite, a apărut, are semnalul roșu. Până trenul trece pe linia cealaltă, trebuie să aștepte, dacă nu face accident. Acum are semnalul verde, galben și verde. Apare imediat alt tren și el trebuie să stea, să aștepte. Trenul din față are întotdeauna prioritate, pentru că acolo e ultima gară și mai departe nu se poate merge. De aceea trenul care vine, el trebuie să aștepte. Următorul tren trebuie să aștepte, toate trenurile trebuie să aștepte, pentru că el are prioritate, deci. Trenul din față are întotdeauna prioritate, pentru că el schimbă linia.
Aici scrie, de fapt, linia 1, Intercity, Rasmor, Hanvarde. Hai să ne apucăm de treabă. Linia 2, trebuie să facem treaba acum. Schimb culoarea să fie albastră. Și adaug aici prima stație. Prima stație de tren. Aici imediat trebuie să schimbăm linia. Adaug aici stația aceasta. Așa. Iar aici va trebui să schimbăm linia exact ca pe ca cealaltă linie roșu, roșie. Care, uitați, aici sunt două. Vedem că linia e despărțită în două. O linie care merge înainte și una care vine înapoi. Iar aici avem, am adăugat-o, nu știu cum se numește în limba română. Deci unde schimb linia, am adăugat o cale ferată. Iar aici avem posibilitatea de a modifica ceva. Și în momentul acesta apăs acolo și vedem că că strâmbă. Deci, ceea ce înseamnă de fapt că intra pe cealaltă linie de aici. Aici intra pe linia vis-a-vis, pe prima linie. Deci până aici vine pe linia a doua. Asta e linia a doua, da? Iar aici o intra pe linia cealaltă, exact ca trenul de acolo. Ca trenul care are linia roșie. Și acum trebuie să mergem până la capăt, exact. Așa să abonăm toate gările, ceea ce înseamnă că trenul, că noi îi facem de fapt un plan acum la tren. Îi facem planul în ce gară să oprească, în ce gară să nu oprească. Și el știe. Dar eu le marchez pe toate gările și în faptul acesta trenul va opri în fiecare gară. Va lua pasageri. Mergem înainte. Ce am făcut? Totul în regulă. Imediat ajungem la capăt. Și va trebui să schimbăm linia. Și aici. După cum eu în jos am făcut o greșeală aici ca data trecută, pentru că am adăugat total diferit. Unde schimbă linia? Dar nici n-am adăugat. Bun. Deci eu trebuie să adaug exact ca aici. Că trenul vine pe linia asta și pe cealaltă se întoarce înapoi. Și exact ca aici. Și atunci adăugăm tot așa. Exact așa adăugăm. Țac. Exact ca din coace.
În momentul acesta, el schimbă linia pe partea cealaltă. Acum întorc înapoi, la următoarea gară, înapoi aici, cu planul meu, cu linia mea, marchez încă o dată gara aceasta și aici trebuie să schimbăm linia. Deci intru aici la gara, de fapt, am aici o să, opțiunea asta de cale ferată, apăs acolo. Iar aici am peste tot roșu, ceea ce înseamnă că am semnalul roșu, acolo nu pot să intru. Dar am căsuța aceasta numărul 6, că suntem pe numărul 5, de fapt, am pe numărul 6 liber. Și în momentul în care apăs acolo se schimbă linia, haideți să apăsăm. Vedeți? S-a schimbat linia. Și avem exact aici, o linie vine înapoi, cealaltă merge înainte. Și acum continuăm mai departe, până la capăt, marcăm toate gările, trenul va ști, de exemplu, că vine până aici, oprește în fiecare gară, iar la întoarcere, la fel, oprește în fiecare gară. Noi putem să zicem, de exemplu, numai la plecare în toate gările, iar la întoarcere, de exemplu, să nu oprească peste tot, da? Nu vreau, vreau să oprească peste tot și să ia persoane. Deci avem 13, ne avem 16 ora, 15 orașe, da. Până aici, aici trebuie să apăs încă o dată. Unde am apăsat ultima dată? 14, 16, da. Aici la fel. Bun. Totul e perfect. Continuăm mai departe. Deci eu îi fac planul lui acum. Schița. Și el știe ce are de lucru. Trenurile acestea de jucărie. Mergem înainte. Aici la fel va trebui să bifăm. Dar aici nu mai trebuie, pentru că asta e ultima stație. Dacă eu, de exemplu, apăs aici, apare o eroare. Pentru că o stație nu poate, ultima stație sau prima stație nu poate fi de două ori adăugată. Vedeți? Problema. Avem aici o problemă și aici e linia. Aici avem cu roșu o problemă că nu e bine. Asta trebuie să scot și în momentul acesta problemele au dispărut. Nu există nicio problemă. Ok, am rezolvat și asta. Acum va trebui să adăugăm semnalele de tren. Ca linia și linia aceasta să aibă tot aceleași semnale de tren și în faptul acesta, prin faptul acesta, linia va ști ce are de făcut. Trenul, scuzați, știe, va ști ce are de făcut. Datorită semnalelor de tren. Linia asta, deci mergem deocamdată înainte. Și da, adăugăm aici un semnal. Mai departe adăugăm un semnal. Doar într-o direcție, doar în față. Și nu înapoi. Vedem unde schimbă linia, de fapt? Da, mai puțin, în fața mea. Schimbă. În față va trebui să adaug un semnal. Încă o dată.
Și el merge pe linia, se întoarce înapoi pe cealaltă. Bun. Adăugăm aici un semnal. Cam greu acum, că nu văd aici, pentru că e în tunel. Trebuie să mă orientez doar. Deci cu săgeata înainte. Oh, man. Încă funcționat? Sau încă nu? Nu, semnalul ăsta l-am adăugat greșit. Bun. Avem semnal peste tot. În tunel e mai greu. De... Grat, că nu vezi. A trebuit să adugăm și aici, de aici mai departe, până la capăt, semnale de tren. Semnale până la capăt. Bun. Trenul merge în direcție greșită. Dar nu-i nimic, îl programăm imediat. El încă nu știe ce e de făcut. Așa. Deci până la capăt. Deci la fel va trebui să adăugăm semnale de tren aici unde trebuie să aștepte. Nu schimbă linia. Așa. Aici. Bun. Adăugat semnal aici. Asta înseamnă că trenul din partea asta, când vine, oprește. Exact ca dincolo.
Exact ca dincoace, vedem care semnal roșu. La fel și aici trenul oprește până trenul trece. Apoi se schimbă verde. Aici va trebui să adăugăm iară semnale, dar din partea aceasta lantă, ca trenul care are prioritate să știe care treaba. Asta a fost semnalul greșit, de fapt. Asta de vreau să adaug semnalul ăsta, da? Și adăugăm aici încă un semnal. Mai multe semnale sunt mai bine, pentru că știe exact ce trebuie făcut. Are aici ultimul semnal. De aici schimbă linia pe cealaltă. Aici va trebui să adăugăm semnal. La două semnalul ăsta, cum e? Vrem până în gara semnal, pe linia a doua. Mai mulți oameni apar aici. Stanța am păstrat-o, tot aceeași, peste tot 500. Aici vedem semnalele egalate, unul lângă altul. Este bun.
Dar acum vine ultima stație. Și aici va trebui să adăugăm la fel semnalul unde se schimbă linia. Exact aici. La trenul, deci am adăugat, dar nu-i chiar la distanța aceea pe care vreau eu. Trenul trebuie să aștepte aici. Până trenul din față vine. Semnale peste tot. Salvez o dată să nu se strice tot ce am stricat, pentru că s-a întâmplat de multe ori. Am lucrat câteva ore și după aceea au apărut probleme și tot ce am lucrat s-a dispărut. N-am salvat. Și acum facem exact ce am făcut aici, cumpărăm trenuri și le trimitem pe linie să meargă. Numai că va trebui să le pun acum, să vedem pe care linie de fapt, dar pe linia asta intră cu... Bun. Oricum am salvat. Laize, deci pe linia asta intră încolo. Va trebui să adăugăm o linie ca să intre pe cealaltă linie fără să fie probleme, să apară probleme. Bun. Vedem, da? M-am adăugat aici o linie, aici schimbă și trece pe cealaltă linie. Vorba despre linia pe care tocmai am făcut-o acum. Trebuie să adaug și aici semnale. Poate să adăugăm aici un semnal. Cam periculos, când pot întâmpla accidente. Las să-l duc am luat aici. Sau... punem un semnal aici, da? Între... Așa. Și punem un semnal la fel aici. Se înseamnă că trenul ăsta îi va acorda și prioritate. Iar trenul care iese din garaj merge înainte. Deci trenul va veni până aici și acordă lui prioritate să plece. Când intrăm în garaj, ne alegem trenurile pe care dorim să le avem. Trece timpul, imediat plec la muncă. Trenul numărul 1. Le amestecăm așa, diferite culori. Prea lung. Roșie.
în terenul aici performante. Da, ajunge. 130 metri. Lungime. L-amestecăm iarăși un pic așa. E greșit, ce tot dau pe aici? Multe. Tot intersitil, cam lung. Cam lung. Bun. Odată ajunge. Oh, uite, mai avem trenul care îmi place mie, de fapt.
Aici la fel. Băgăm culoarea asta. Asta. Și asta. Fie prea multe. Multe trenuri, uitate, am rugat. Și zicem pe linia 2. M-a adăugat o grămadă de trenuri, să zicem vreo 80 de trenuri, nu 80. Extrem, prea mult. Mi-a șterg din ele pe parcurs. Acum imediat pornește. Prima aici.